Pentru a putea să se descopere pe sine, iar această carte a fost ieșirea mea aproape totală din zona, dintr-o zonă de confort și împielirea, dacă pot să spun așa, pentru că am scris-o într-un timp foarte mult, cu multe perioade de gestație, de reflexie și am fost fiecare dintre cheile din carte pe rând, chiar și cea despielită. E o poveste despre memorie, e o poveste despre noi toți, nu neapărat despre istoria mare, cât aș prefera să cred despre istoriile mici, care până la urmă, uneori din nefericire, fac istoria mare. Dincolo de toate cuvintele astea mari, tot ce vreau să mai spun despre carte și cu oarecare soi de